double digit thousands. Cum arată David Pușcaș la 22 de ani? Fiul adoptiv al Luminiței Anghel se machiază și poartă tocuri. David Pușcaș a atras atenția cu cele mai recente fotografii postate pe rețelele de socializare. Fiul adoptiv al Luminiței Anghel are acum 22 de ani și locuiește singur într-o garsonieră din București. A cochetat cu televiziunea, chiar și cu muzica, și de ceva timp se dedică rețelelor de socializare. David Pușcaș este foarte activ acolo, postează des fotografii sau clipuri video. A atras atenția recent cu o serie de fotografii. Acesta apare în câteva imagini machiat intens la ochi, are chiar și buzele făcute, în sprâncene are un piercing, dar și un cercel în ureche. Se poate observa că și unghiile le are făcute cu negru. Într-o altă postare de pe Instagram, David Pușcaș apare îmbrăcat într-o jachetă de blugi, iar în picioare are pantofi cu toc. În aprilie 2021, David Pușcaș a transmis un mesaj disperat: nu am o familie căreia să-i pese. În ultimii ani, Luminița Anghel și fiul ei nu au mai vorbit, iar acesta abia se descurcă financiar și locuiește într-o garsonieră cu chirie. De-a lungul anilor, David a recunoscut că i-a făcut mari neplăceri mamei sale, ba chiar i-a cerut și iertare, i-a declarat că o iubește și i-a promis că se va maturiza. David Pușcaș are 22 de ani și este fiul adoptat de Luminița Anghel și fostul soț Marcel Pușcaș. Vă mulțumesc că ați privit până la final. Dacă v-a plăcut ce ați văzut și dacă nu sunteți abonat al canalului, am să vă rog să apăsați pe butonul roșu pentru a vă abona, dar și pe clopoțel pentru a primi notificări când apar clipuri de acest gen pe canal. La revedere!